Și ultimă minge aruncată în careu de Mladen. Petre, Petre și se dă penalti. Penalti pentru Viitorul în prelungirile partidei. În ultima secundă, Viitorul, Farul, obține un penalti la Mediaș. Iulian Călin arată punctul cu VAR, așteptăm relorile. Davide Moura vede cartonașul galben. Minge înaltă trimisă de Mladen. Preluarea lui Petre. Petre simte un contact ușor, dar ăsta este contactul. Ăsta este contactul. Adrian Petre simte contactul și își dă drumul. Golgheterul campionatului Hefte Bentancur se pregătește să execute. Încearcă Maticardi să-i strice zenul, să-i ia din concentrare. Farul foarte aproape să salveze un punct când nimeni nu se mai aștepta. La ultima fază, practic. La ce face Iuri acolo? Iuri ar trebui să vadă galben. Ce caută Iuri acolo? Ce e asta? Ce lucruri urâte care nu țin de fotbal. În poartă este Vâlceanu. Vâlceanu a făcut un meci foarte bun astăzi. Dacă e 1-0 pentru Gaz și dacă Farul nu a reușit să înscrie, îi se datorează. Minutul 97, ultima fază a meciului, fluieră Călin. Bentancur se apropie de minge și gol! Farul egalează la ultima fază, se termină. Gaz Farul 1-1 și Poenaru rămâne fără victorie în fața lui Hagi în 6 întâlniri. Momente tensionate la Mediaș. Iulian Călin înconjurat de toți jucătorii Mediașului. Azi sunt momente reprobabile. Iulian Călin a fost și împins. Încearcă să-și calmeze jucătorii. Ilie Poenaru, iată faza.